bună ziua la toată lumea. Am apelat la democrație acasă pentru că nu mai am ieșire din situație în cazul dat. Am depozitat la frigiderul ăsta varza în toamna anului 20, ca 2020, făcând un contract între compania Select Frigo și compania Donivel, care s-a semnat însuși proprietarul companiei, s-a pus semnătura pe contract. Pe toată perioada iernii mi-a dat voie că în contract era stipulat în contract niște puncte, că avem dreptul să controlăm procedura, adică de păstrare a verzei și îmi dă un nou acces. Asta era în contract, niște puncte. La moment a început a vinde. A început a vinde varză, la un moment dat, noi achitând conform contractului în tranșă, vindem varză, achitam în tranșă, la un moment dat mi-a închis accesul. Accesul la intrare în frigider. Nu am înțeles nici până la moment, avem o săptămână de când luptăm cu morile de vânt. Persoana care a iscălit contractul și stăpânul Ciolchin Mihail, e dus la Canada. Are administratori care, conform procurii, tot nu vin. Nu vin, noi chemăm. Am chemat, am sesizat poliția în nenumărate cazuri până la moment. Vine poliția, documentează cazul, îi sună pe dânsul și unul răspunde pe... Este un telefon de contact pe adresa juridică, adică în contract. Răspunde persoana, spune că niște motive care lipsite absolut, nici nu pot să vă explic. În final el nu vine, nu se prezintă nimeni. Am făcut un preaviz, am făcut un preaviz conform contractului, care prevede după lege, am făcut un preaviz și l-am trimis pentru scrisoare delegată în satul Mireni, în satul Mireni, ca pe adresa juridică care stă în contract. Doamna de la poștă, am trimis o scrisoare recomandată, adică doamna de la poștă mi-a spus că acolo e o bătrânică, ca să înțelegi, adresa juridică stă o bătrânică. Și nu știu dacă s-a ajunge până la... Am adus un preaviz, l-am încleiet, așa spunem, pe oficiala, că e o butcă, spunem, că e pe oficiala, putem să ne deplasăm, adică să ne uităm, l-am încleiet pe ușă, nimeni nu vine, poliția cheamă, ei nu vin. De aici scoate, mai sunt niște persoane, scot varză. Și eu am suspiciuni că poate ies și varza noastră. Până la momentul de față avem o săptămână, absolut nimeni nu ești la contact, nu vine. Eu am venit cu camionul în legătură cu preavizul și ala, adică o trecut timpul și am venit să ridic marfa. Am venit cu camionul, cineva a anunțat poliția, arătați în coaș, poliția rutieră că eu blochez drumul. M-a documentat conform, adică reguli circulației, că eu blochez drumul la frigider, ca să înțelegi. S-a făcut un apel la 112, că eu blochez drumul. Polițiștii au venit, au constatat faptul. Ce pot eu să spun? Din administrație absolut nimic până amul nu a venit. Nu se înțelege și mor de vânt, noi luptăm. Dar una, eu mă întrând în rețele de socializare căutându-l pe domnul Mihai Ciolchin, am scos la iveală mulți factori care eu înțeleg de ce îți face asta. Dumnealui nu-s ca să mă sune o persoană influentă, care cuvântul lui înseamnă mult, ca să înțelegeți. Și a venit o persoană cu un Mercedes E-Class aici și a început, eu am filmări audio, adică telefonul propriu, a început să mă intimideze, adică niște întrebări provocatoare. Plus la asta, după asta au înțeles că n-are, însă când lucrăm conform contractului, dumnealui s-a prezentat, polițiștii au șerut, băi domnule, cine ești dumneatale? Ca să prezint, el a zis că eu am conform procură. Polițiștii au șerut la dumnealui procura, el nu a putut demonstra nic, într-un final s-a dus, polițiștii au șerut toată ziua, el absolut nu a arătat nicio procură, într-un final n-are procură domnul ăsta. Și mai mult vreau să spun, persoana asta dat, care a sedem, s-a dus la companionul meu, al suna, nu răspundea, s-a dus la companionul meu și l-a intimidat. I-a spus că va răspunde, adică cu datoriile copiilor, i-a dat așa o dințeles, în mod ca să înțelegi, într-un mod oricare o dat de înțeles ca să răspundă, așa de acord copiii lui să răspundă cu datoria. Eu vreau să spun că răsfoind tot rețelele de socializare, eu am înțeles într-un final, a să iasă la iveală cine. Au niște persoane care țin funcții înalte. Domnul Mihai ăsta, Ciolchin, el sponsorizează niște partide care amus fac noi, și lui vin adică niște persoane care, să mă înțelegeți, într-un final,
vin și pe noi ne intimidează, așa să spun. Varză, vă explic ce chestia, nu-mi dă voie pe piață. Piața a apărut varză ucrainească. La magazine nu dă voie să eliberăm. Noi lucrăm conform legislației, adică pe facturi, pe... Nu-mi dă voie să rup plăcățele, ca să mă poată sancționa după legislație. Îmi spune nea pe telefon, am înregistrare auto, că o să rup plăcățele. Zic, băi, cum să rup eu plăcățele? Dacă... El ce că rup ele, adică ca să mă intimideze, dacă nu are altă modalitate, ca să mă... După lege, că rup plăcățele la o privat, adică la un frigider privat. În final, totuși, nu apare. Poliția sună, îi spun că nu-s pe loc, absolut nimeni nu ies la contact, nu ies nici un administrator. Este o persoană numit Pavel aici, care astăzi toamnă, când depozitam varză, îmi spune că e coproprietarul la frigider. După cum am înțeles eu, soția lui șede pe factură, pentru că în niște facturi este familia soției care are procuri de la Select Frigo, cu frigiderul în cauză, care avem noi întrebări. Dumnealunișa lui, el spune amunui nimeni, el spune că nu-i nimic, nu are treabă cu frigiderul, tot se dă cu spatele. Ca să înțelegi, într-adevăr, luptăm cu niște mori de vânt. Eu nu înțeleg cauza, deși pe piața moldovnească este varză ucrainească, care e de calitatea, nu știu, mai bun, vă duc orice cetățean să uite și de tirul ucrainesc cu varză, varza noastră e stopată în frigider. Noi nu înțelegem motivul. Motivul că nu iese nimic, ca să înțelegi, să-mi spui nou că am încălcat un punct a contractului, nu iese nimic să spui, poate noi am încălcat un punct a contractului, nu iese. Ei fac niște aberații care nou se lipsite din comun, nu înțeleg nici polițiștii, nimic. Polițiștii vin, documentează cazul, o documentată, adică s-a instrumentat cazul, eu mă duc la judecătorie să depun actele de urgență, că asta e varză, nu e o băcată de metal și de, poate e închis în contract, e scris că noi ne asumăm păstrarea varzei, dar se îndăi accesul. Accesul ni l-o închis. Varza e poate strici în timp de o săptămână. Dacă se închide temperatura, schimbă parametrii temperaturii, se strică varza. Noi stăm și păzim aici, dăm câteva zile, păzim la frigiderul ăsta. Iese niște camioane aici, vină să încarcă, noi nu putem înțelege. E varza noastră, nu e a noastră. Și asta e. O zi bună, să mai ieșim, adică să spunem cetățenii, să-i punem la curent cu frigiderul în cauză.